Durel Toader, reacție fulger la anunțul lui Iohannis, voi sesiza Curtea Constituțională. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ce va sesiza Curtea Constituțională, după ce președintele Klaus Iohannis a refuzat revocarea din funcție a Laurei Codroacovesi. În condiile în care președintele României nu are abilitarea legală nici competențele funcționale de evaluare a activității profesionale și manageri ale desfurate procurorule Faldna. În condiile în care argumentele care au stat la baza declanării procedurii de revocare au devenit mai actuale și mai consistente. Văzând legislația aplicabil în acest domeniu. Valorificând jurisprudența instanței de contencios constituțional. Vom sesiza Curtea Constituțională cu privire la refuzul președintelui de revocare din funcție a procurorului Faldna. Arată Tudorel Toader.